posibilitate. De acum, numai dacă e vorba de o angajare la stat, adică la bugetari, ăștia care sunt ghesi unei până la alții acolo, acolo sunt șase. Că iar se dă o bană și te angajează și acolo și găsești să ai pe funcție. Dar dacă e vorba să te duci la cineva care să spună că vrea să facă ceva, o activitate concretă și să te angajezi acolo, spune, ce știi să faci? Nu poți să te angajezi pentru că eu trebuie să te pun să zicem, să faci și activitatea asta. Nu știi să faci, n-am cum să te angajezi. Nu știu să stau de vorbă cu tine. Deci de aceea lucrurile merg din rău mai rău, din rău mai rău. Asta e revolta care s-a strânit din foarte mulți ani în mine și de aceea a apărut Prof Online. Deci pe fondul acesta, iată la ora asta și la vârsta asta, eu sunt aici în picioare și sunt la ora 4 și am făcut cu ăștia mici, în serii continuu, cu gândul de a putea să-i ajut pe cei care vor și să află într-o situație încât se mai pot salva. De ce s-au dus peste 8 milioane de accesări în momentul de față la Prof Online? Voi, dacă vă duceți acolo, puteți să luați de jos lucrurile, de jos, dar când s-o mai iei de jos? Adică, dacă ați fi descoperit cu ani în urmă, un an sau doi, mă sună așa ceva. Domnul, să v-am descoperit, m-am pus pe treabă, eram nimeni în clasă și am luat bacalaureatul cu 9. Dar numai cu dumneavoastră. Deci, făcând și filmele acelea, că vedeți voi, sunt filmele acolo. Una este activitatea de la clasă, când profesorul plictisit acolo spune două formule, aruncă pe tablă, tu le copii și n-ai înțeles nimic cu ele. Și alta e situația când eu acolo explic lucrurile de jos în sus și vorbele mele nu mai zboară pe lângă voi, nu? Ca la clasă. Ci ele rămân în film și pui acolo bucata aceea o dată, de două ori, de șapte ori. Dacă profesorul la clasă se mai poate enerva dacă tot se căi, acolo calculatorul pune de 100 de ore. O fetiță îmi spunea, zice, domn profesor, am așa o bucurie, zice, nu înțelesesem ceva. Și ea vine aici, la clasa a patra este fetița. Și m-am dus, am văzut filmul. Și bucata aceea am pus-o acolo și l-am chinuit pe calculator, când zice, până s-o plictise calculatoarea, adică s-o plictise. Și m-am plictisit eu până și am înțeles. Și m-am bucurat extraordinar că am înțeles. Asta e noutatea. Deci ce produc eu în clipa asta este o revoluție în tehnologia didactică. Știința asta de învățat pe cineva ce știi tu, sub formă de film, produce impactul formidabil. Dar, repet, în condițiile în care m-ați fi descoperit, și ce dramatic este, de ce n-ați putut ști de anul trecut, de acum 2 ani? Prof Online este de vreo 5 ani. El lucrează zi de zi. În 2010 am început blogul ăsta și munca asta. 2010. Da, din 2010 blogul a început. Și dacă ați fi descoperit, însemna că ce? În ritmul care a mers eu ușor, ușor, luând lucrurile de jos, ați fi avut șansa mult mai bună. Nu se întâmpla ca în clasa nouă să producă această ruptură. Acum, ăsta e momentul meu dureros, pentru că am fost pe la toți, până la președintele țării, am stat de multe ori, nu interesează. Și iată că voi sunteți sacrificați în clipa asta. Da? Voi, prin voi mă gândesc la generații întregi. Sute de mii de copii care ar fi avut șansa să intre la Prof Online, dacă ar fi fost ceva să spună. Dar uite că l-au spus la clasă, nu? Și-a luat în bășcărie profesoara. Și profund la acela. Deci vedeți că există interesul acela de a nu se auzi, de a nu se răspândi. Cei ce s-a reușit acum s-a dus din vorbă în vorbă. Că el ți-a spus ție verișoară, tu spui altcuiva și voi, dacă vă duceți acum acasă, acum, când va fi în weekend așa și veți vedea că eu îmi explic lucrurile de jos în sus, cu multă grijă, cu atenție și pot să învăța și singur. Dacă însă ne aflăm în situația, știi semnul algebră, am acolo un film cu semnul algebră. De ce? Minus cu plus, ce se întâmplă, ce se întâmplă. După părerea mea, fără să intru în amănunt, trebuie să aveți puterea să vă duceți
la 5-8, acolo unde sunt golurile foarte multe, la calcul algebric, unde aveți nesiguranță, și să urcați ușor, ușor, din lecție în lecție, am pe capitole făcut, bună, capitolul derivate, de la formulele turcice. Deci eu am tot pus acolo, numai să vreți. Am chiar scoase 18 volume de matematică, nu? Acolo și le vedeți, le puteți suna la niște numere de telefon, deci se pot da și o las pe capitol și vedeți cum am luat-o de jos și înțelegeți bine noțiunea de funcții. Păi noțiunea de funcții, tot auzi, se dă funcția, fie funcția, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu avem ce aia noțiune de funcții, ca să înțelegem bine. Și așa că lucrurile sunt complicate. Eu vă înțeleg, doar îmi manifest tristețea că n-ați auzit mai devreme de mine. Ce vă pot spune e următorul lucru. Dacă aveți forța să vă puteți impune să veniți. Ai văzut la clasa a șasea, la șapte ce se face? Da. Ieșiți foarte tare. Adică calcul algebric, acolo, fără geometrie. Geometria nu interesează, dar calcul algebric, acolo, cu radicale, cu nu știu ce, cu raționalizări, cu nu știu ce. Uitați aici. Deci de acolo trebuie venit. Că dacă eu stau acolo și mă ocup de o ieșiță care l-aveți voi acolo, n-am nicio șansă. Ce primitivă să fac eu, când voi nu știți să derivați bine. Fără derivație nu merge calculul primitiv. Fără să ai calcul algebric foarte bine la mână, nu ai nicio șansă. Deci de aceea, și filme de pe internet, plus videomanualele care sunt scoase acolo și sunt expuse, le vedeți pe capitole, tot ce trebuie, și efortul maxim din partea voastră ca să vă aducă într-o stare încât să puteți pricepe ceva la clasă. Și de ce să nu spun? Banii ca să puteți trece clasa. Că nu puteți trece clasa, nu? Dacă profesorul își pune mintea în condițiile în care vă dat un 5 acolo, oricând vă poate sancționa. Să nu vă dea drumul. Oricând. E la îndemână. Asta ar fi rețeta. Rețeta. Muncă, muncă, muncă. Veniți. Nu vă supun unui stres de ăsta să vă trebuie să vă... Că am înțeles, m-am uitat la voi și am știut. În timp ce făceam chestiile acestea, mă uitam la figura voastră și mă uitam cu câtă seriozitate copiați pe tablă. cu cât efort, neînțeleg în mare lucru. Doamne, unde o să ajungem noi ca popor? Când de la o generație la alta, tot ne bate în joc de cei tineri. Ce vină aveți voi că sistemul ăsta al nostru este așa de prost făcut? Că de la o zi la alta, tot mai clar vi se comunică că numai cu trafic din frează, cu bișniță. Cu asta se face. Nu ai nicio posibilitate. Toată societatea e construită pe sistemul ăsta al din aproape, în aproape, cineva te ajută, dai banul, să-ți alu, ne furăm căciul asta. Îmi pare doar rău că mă uit la voi și mă uit ca și la, cum să spun, cu drag, așa, nu numai cât stres este în familie, când e nevoie să intervină cu banii, cu nu știu ce, cât ăla nu-ți dă. Acasă, părinții abia pot să facă și ei față cu toate problemele care sunt. Și acum au o problemă foarte grea, o au și cu școala. Mai sunt 2-3 în școală, frățiori, surioare, să zicem așa. E altă problemă complicată pentru vieții părinți. Complet. Și numai matematica, vedem, dacă nu merge matematica, nu merge fizica, nu merge nimic. Totul e făcut praf. Discipline este tehnice, dacă mai este pe acolo contabilitate, ce mai faceți, nu știu ce profil. Voi ce profil faceți? Turism, da? La școală cam turism faceți, nu? Da, măi, fetelor, sunt trist așa când văd că veți fi, nu știu,
Doar cu rugăciune, cu, nu știu ce cu rugăciune. Vrea Bunul Dumnezeu să vă poată ajuta să puteți trece prin perioada asta. Mi-amintesc că tot așa, eu am lucrat o perioadă mai lungă la Peteterea. Din 2003, nu, din 2000 până în câte șase? Fără 10. Hai că ne oprim. Și acolo, tot așa, stăteam de vorbă cu ei, că spunea, doamnă profesor, e cumplit. Venim la școală când și noi avem șanse că avem pe dumneavoastră. E singurul obiect la care învățăm câte ceva. În rest, o fetiță era în clasa de aici, s-a ridicat în picioare și a zis, nu-i dai banul, nu te trec clasa. Și înveți, nu înveți, trebuie să-i dai banul ca să treci. Asta e toată povestea. Da, ne oprim aici, dragilor. Iată, am încheiat-o destul de, într-o notă tristă, constatând starea asta, de fapt. La revedere pe mâine.